Se pare că vremea de astăzi este tocmai bună pentru a merge cu toții la votare. Cu toate acestea, datele preliminare pentru Rai 1 Glodeni arătau un număr foarte mic de persoane încă de la primele ore ale dimineții. Potrivit datelor oferite de către circumscripția raională Glodeni, numărul 19, numărul total de alegători care au participat la votare până la ora 9:30 a fost de 3.483 de alegători. La cele 5 secții de votare din orașul Glodeni, până la ora 9:30 s-au prezentat 542 de alegători. Pe locul 2 se plasează satul Hâșdieni cu 202 persoane. Cel mai puțin au votat în Bisericani, doar 10, Stârcea 19 și în Soroca 25. În orașul Glodeni, la secția de votare numărul 19, C4, unul din observatori ne-a declarat că unul dintre partide a încălcat prevederile codului electoral și anume agitația în ziua alegerii. Am observat că persoane de la partidul de guvernământ stăteau în stradă și agitau băbuțele, chiar și oameni puțin mai mărișori decât a noștri de aici, din oraș, stăteau și făceau o agitație în stradă până când noi am intervenit. Și a plecat persoana de aici. Ce am mai observat? Am mai observat și aici, chiar în coridor. Am mai observat o persoană care încearcă să influențeze, mai ales pe oamenii bătrâni. Și a venit un domn de la spital, care e foarte îngrijorat, ne-a spus că are 100 și ceva de persoane la spital și să ne ducem numai decât și cât mai repede și asta e. Deci se vede de la o poștă că, de asemenea, oamenii au fost influențați în spital și probabil că speriați că nu vom lecui așa cum trebuie și noi credem, asta e părerea mea și încă a câtorva observatori, că lumea este influențată și partidul de guvernământ sunt foarte îngrijorați. Asta am observat.